Această fiară este într-o chipare reală a puterii. O tonă de masă corporală, 2 metri înălțime și coarne de dimensiuni impresionante, toate fac aluzia deloc subtilă că acesta este un monstru adevărat. Și pe lângă caracterul feroce, acesta s-a învățat să creeze ambuscade subacvatice. Astăzi vom vedea în acțiune bivolul de apă. Faceți cunoștință! Acesta este bivolul de apă și ca multe animale cool este cunoscut deodată după mai multe nume. Bivolul indian, bivolul asiatic și bubalus. În general, bivolul de apă este un gen întreg de animale, care, pe lângă eroul principal, mai include și alte 4 tipuri. Bivolul sălbatic asiatic are 4 subspecii, care se deosebesc un pic unele de celelalte. Când te uiți la acest animal, te cuprinde o frică copleșitoare. Doar imaginați-vă, cântărește aproape o tonă, cu niște copite grele, puternice și coarne ascuțite. Ajunge la 2 metri. Ai impresia că dacă se smucește într-o parte, va distruge toate construcțiile din jur. Dar asta nu se întâmplă. Sincer vorbind, bivolii moderni de mult s-au obișnuit cu oamenii și și-au pierdut puritatea sângelui. Au devenit mult mai calmi și oamenii folosesc într-o varietate de moduri. De exemplu, acest tip chipeș este folosit pentru transportarea greutăților, folosind acest dispozitiv interesant. În afară de asta, bivolii asiatici sunt niște ajutoare fenomenale când merge vorba despre agricultură. Căci aceștia trăiesc în țări precum India, Nepal, Bhutan, Thailanda și altele, iar acolo tehnologiile de muncă în câmp sunt extrem de slabe. Fără bivoli, oamenii nu s-ar putea descurca. Ei cu ușurință ară solul virgin tare și câmpurile de orez, aflându-se până la genunchi în noroi. Și asta nu e deloc o problemă pentru ei. Este habitatul lor normal. Se ajunge chiar și până în punctul în care oamenii organizează curse de bivoli prin câmpurile de orez. Cel mai tare nu invidiez pe oamenii care conduc acești tauri. Ei adoră tot ce este asociat cu apa și noroiul, pentru că doar așa pot scăpa de temperatura înaltă și de insectele enervante, de care Asia este plină. În timpul liber, aceste animale caută fie o baltă de mărimi potrivite sau o apă în care pot petrece toată ziua. Oamenii des leagă bivolii asiatici chiar în acea apă. Asta se explică prin faptul că glandele lor de transpirație sunt foarte slab dezvoltate și tolerează foarte greu căldura. Dacă nu găsește vreo baltă prin apropiere, bivolul poate să o sape de sine stătător. Pentru asta, animalul folosește coarnele puternice care ridică ușor pământul sau poate să sape niște pământ proaspăt și rece ca să se răcorească în el. În afară de asta, pe lângă apă, deseori se găsesc stârcii, care cu plăcere curăță bivolul și își adună paraziți pentru cină. Nu este de mirare că sunt foarte atașați de apă, dieta lor e constituită în mare parte din plante acvatice. Sunt niște notători destul de buni, necătând la masa corporală pe care o au. Sunt capabili chiar și să se scufunde. Deseori aceștia ajung până la fund pentru a se hrăni acolo. De aceea fiți foarte atenți când plutiți pe râu, pentru că, dintr-o dată, din apă poate să se arate așa minune. Să întâlniți un bivol într-o baltă sub copac e floare la ureche. Așa că, după cum înțelegeți, numele de bivol de apă îi este dat nu degeaba. Ei sunt animale de turmă, deși turmele de animale sălbatice nu numără mulți indivizi și nu au un lider anume. Când trec vreun drum, primii se deplasează cei bătrâni, la mijloc tinerii, puii, iar închid linia adulții puternici. Dacă turma se simte în pericol, fac un cerc de diversiune și se întorc la locul vechi, ascunzându-se în tufișuri într-un semicerc gata de luptă.
De aceea, când prădătorul îi urmărește, bivolii îl întâlnesc deja complet înarmați. Mascolii bătrâni devin foarte agresivi, ceea ce este interesant, și deseori turma îi alungă. Așa, bivoli cu treieră singuri sau iau cu ei o femelă, ceea ce îi face și mai periculoși. Dacă veți întâlni un bivol în junglă, cel mai bine este să nu vă apropiați de el și să vă ascundeți de ochii lui cât mai rapid. Căci pe animal poate să-l intereseze omul, iar asta poate deveni foarte periculos. Este bine că oamenii au reușit să sperie acești bivoli, dar asta nu se întâmplă mereu. Aleargă bivolii asiatici foarte bine, chiar și tinerii, așa că este dificil să-i prinzi. Chiar și când navigați pe o barcă, trebuie să fiți foarte atenți. Bivolul poate să sară în apă și să încerce să atace barca. Merită oare să vă spunem că luptele între ei nu sunt deloc o raritate? Bivolii ridică capurile sus-sus, astfel arătând că sunt pregătiți pentru luptă. Apoi, aleargă unul spre altul, ciocnindu-se cu putere cu coarnele. Așa, bătălie continuă până când unul dintre luptători nu se salvează cu fuga. Coarnele lor ascuțite pot provoca răni grave unul altuia. Există și cazuri când coarnele rivalilor se încurcă între ele. Iată și aici unul dintre ei fuge de pe câmpul de luptă. Uneori, loviturile sunt atât de puternice că astfel de lupte adună o mulțime de spectatori. Se întâmplă că pot să se ridice unul pe altul în aer și să facă o aruncare aproape profesională. Dar aici rivalii sunt egali, așa că confruntarea va dura mult și bine. Oamenii fac tot posibilul să separe animalele, dar nici de cum nu le reușește să facă asta. Mai bine e să aștepte finalizarea bătăliei, deși astfel de aruncări nu sunt ceva neobișnuit printre bivolii de apă. Și chiar și cei domestici au un temperament înflăcărat. Aici, acesta rezolvă o problemă cu unul fără coarne, dar care nu e mai puțin încăpățânat. Primul bivol se folosește de avantajul său și aruncă cu noroi în inamic. Astfel de lupte chiar sunt organizate în multe țări din sud-estul Asiei și reprezintă una dintre distracțiile principale. Poți și paria pe bivoli. Ceea ce e interesant e că aceste animale par să demonstreze cu totul altfel de caracteristici când sunt în pericol. De exemplu, bivolii asiatici nu pot să suporte prezența pisicilor. De parcă sunt o bucată de material roșu pentru ei. Uitați-vă aici, un leopard pune colții pe un vițel și chiar în acel moment întreaga turmă se repezește spre el. Plănosul încearcă cât mai repede să fugă cu prada, dar o lovește de un copac și o pierde. Așa, relații unite pot fi și un motiv de invidie, dar în junglă se găsesc pisici și mai mari. Acesta poate să vâneze și cel mai mare bivol de pe planetă. Prădătorul dungat este foarte periculos. Însă, în acest video, bivolul se întoarce și întâlnește tigrul, permițând astfel turmei să plece. E ajutat de al doilea, apoi de al treilea tovarăș. Însă tigrul este determinat. Până la urmă, ei totuși reușesc să scape din colții tigrului și toată turma se întoarce să-l apere. Necătând la mărimea și puterea lui, prădătorul trebuie să se retragă. Este bine că aceste mașini de luptă nu sunt agresive față de oameni. Bivolii pot chiar să vă facă o plimbare prin junglă. Și nu sunt împotrivă ca acest băiețel să se urce pe spatele lor și să-i tragă de coarne. Poate din cauza că oamenii îi scaldă. Cei mai cool bivoli nu se scaldă pe unde le nimerește, ci direct în ocean. Ceea ce ține de numărul populației, vă dați seama că acesta se micșorează. Și treaba nu e în vânătoare, ci în așezările umane și pământurile arate, care iau locul teritoriilor sălbatice. Zone în care în mod normal bivolul asiatic trăiește și se bucură de condiții naturale de viață, practic nu au rămas. Și chiar dacă au rămas, s-au transformat în parcuri naționale. În plus, bivolii sălbatici se încrucișează cu cei domestici, pierzând din puritatea sângelui și pun specia lor în pericol de dispariție. Iată așa, fiară puternică și neînfricată s-a dovedit a fi bivolul de apă. Scrieți-ne în comentarii cum v-a părut acest episod.
Apăsați pe clopoțel pentru a nu le rata pe viitoarele și nu uitați de like. Pe curând!